Gabi? Gabi este afară. Nu, eu sunt Gabi. A, tu ești Gabi? Nu, nu. A venit primit? Nu știu. A venit un domn preot cu trei copii. A venit un domn preot, un băiat și două fete. A, da, părinte, venite. De vreo să povestesc mai mult? În față, la prezidiu, unde vreți să luăm? Păi nu știu cine doamnă și cum. Lasă că luăm aici. Noi, invitați, aveți mulți onoriști? Cred că sunt. Ca să-i stai eu cu domnul Baciu aici. Da. Nu cum nu știu. Da. Cu o dată fixată, adică sunt... Dezioa. Dezioa. Da, ăsta e... Da? Da? Ce mai spune? Ce mai spune? Păi știi, mi-ați pregătit numai ce te spune. E, discursul de astea, nu. Asta e, doamne, la urmă. Așa, fără anestezie, te rog. Deci am înțeleg că sunt pe sală, mai stai și în picioare, pe mine, din partea sală. Mai stai și în picioare, ce, da? Și vreau să mai ai, de cine? A, tu vezi dumneavoastră, dar tu nu vezi. Până la ce este de viață? La 4. Cine-i așa a spus doamna președintă, dar nu oprește și păi că se supără. Noi. Așa a fost... Păi și nu eu las asta aici, a? Sper că nu vă supărați în stai. Nu las asta aici. Dar așa trebuie să aveți siguranță. Dar v-am spus să nu... Bă, nu am văzut, da, dar și... N-are și dispare de acolo. Nu avem găsit. Nu, dar la acest bani am văzut de acolo. Mă, cum ați găsat să are, doamna? Da, asta aici. Asta o aici. Mulțumim frumos.
Bună ziua și bine ați venit la aniversarea Zilei Limbii Române. Noi am început ceva mai repede, dar și azi și mâine vom observa Ziua Limbii Române împreună cu partenerii noștri, Primăria orașului Slănic Moldova, pe care vă salutăm și mulțumim frumos pentru tot sprijinul, împreună cu protoieria Unești, împreună cu protoieria Unești și cu editura Armonii Culturale și revista Armonii Culturale, împreună cu, iată, noi, Asociația Clubul Expresia Ideii Unești și revista Expresia Ideii. Vă urăm bun venit. Am emoții. Nu mă așteptam să fie așa de mulți oameni dragi, oameni pe care, pe unii dintre ei, am cunoscut pe internet și am făcut atâta drum ca să ne vedem astăzi față în față și s-a dorit de la alta limba română. Ne-a unit atât de frumos, nu-mi echipuiam că mai există așa de mulți oameni de suflet și oameni dragi, oameni care îmi mai cred în prietenie și în valorile românești. Vă spun bună, bine ați venit la Hotelul Venus din Slănic, bine ați venit la manifestarea Sfântul Grai Românesc, dedicat aniversării Zilei Limbii Române, manifestare care este la cea de-a doua ediție a sa și care anul acesta s-a vrut un pic mai largă, mai amplă, ca să pună la un loc oamenii de cultură, oamenii de spirit, deci iată, oamenii de bine au reușit să se adune astăzi aici, se vor aduna și mâine, va fi foarte frumos, două zile închinate limbii române și implicit poporului român, valorilor românești. Vreau să mai invit aici lângă mine pe cineva care stă cu minte acolo într-un colț, dar nu scapă, domnul Gheorghe Parascan, vă rugăm foarte mult, nu puteți să stați acolo, nu stați liniști, nu vă lăsăm. Pentru început, am început deja cu acest fond muzical deosebit, domnul Lababe ne răsfață și ne introduce într-o atmosferă aparte. Eu însă am să fiu puțin mai obraznică și am să îl rog să începem această activitate cu imnul Asociației Expresiei Ideii, pe care unii dintre dumneavoastră l-au avut în primă audiție. Și după aceea vom continua cu ceea ce avem noi deosebit astăzi. Poliție cea care vorbește, armonia mea e în acest moment, vă rog să luați loc. Vom face astăzi un tur de forță, pentru că vrem să facem foarte multe și sperăm în înțelegerea dumneavoastră, ca să fim foarte la obiect și foarte clar în ceea ce vom dori să facem, pentru că la ora 17 trebuie să ajungem și la Biserica Sfântul Ilie din parc,
pe lângă noi și dânsii ne așteaptă cu un moment de suflet și așa este frumos ca limba vechilor cazanii să fie sărbată cum se cuvine. De aceea vă rog foarte mult să încercați să vă acomodați rapid și să vă încadrați în acest program. Limba noastră e o comoară, limba noastră ne este dragă, mai aveați ceva frumos să ne aducem aminte că noi românii suntem niște oameni deosebiți și în multe locuri și cu multe dureri. Și prin limba română și prin ceea ce, prin această încercare de a face bine prin tot ce putem, prin talentul pe care Dumnezeu l-a sădit în fiecare și să-l facem dar din dar, după cum știm mai bine, nu? Felicităm și mulțumim primăriei Onești, primăriei Slănic Motova, pentru sprijinul acordat, nu știu dacă este cineva în sală sau numai dumneavoastră. Mulțumim pentru tot sprijinul acordat. Mulțumim hotelului Venus pentru această găzduire și tot ceea ce ne-a pus la dispoziție. Îi așteptăm, am înțeles că vor veni și dumneavoastră. Mulțumim părintelui Cătălin Ilie, care ne așteaptă cu dar și rugăm să ia loc în sală și care ne așteaptă la biserică la ora 17, va fi casa noastră. Avem în sală pe doamna scriitoare Mariana Pândaro-Bârgău, pe care acum o cunosc prima oară, membra Uniunii Scriitorilor Români, a Uniunii Ziariștilor Români, directora revistei Ardealul Literar și îmi cer scuze că nu știu toate lucrurile, aștept să ne mai spună dumneai câte ceva. Îi spunem bun venit și doamnei Cristina Ștefan, poetă, membra Uniunii Scriitorilor Români, președinte, fondatora Cenaclului Lira 21 și iarăși aștept să spun că sunt așa de multe lucruri de spus de frumoase și cer scuze că va trebui să le mai înghesuim. Domnul scriitor Marin Moscu, membru al Uniunii Scriitorilor Români, un prieten bun, apropiat al nostru, artistul plastic Gheorghe Barăscan, președinte al Uniunii Artiștilor Plastici Bacău, membru al Cenaclului Literar Octavian Voicu, Presidra, vă mai spune la momentul potrivit, pentru că dumnealui împreună cu doamna Maria Margoș sunt prezenți în sală cu aceste minunate lucrări de artă pe care le puteți admira, le-am pus mai în fața dumneavoastră așa strategic, stați pe ei să vă mai credeți ochii și să le învățați bine. Doamna Diana Olteanu, poetă, am înțeles că a venit de la Craiova, de fapt, pentru noi, îi spunem bun venit. Doamne Elena Spătaru, nu a ajuns încă, este pe drum. Domnul Vasile Ungurașu, poet epigramist.
din Onești, doamna Maria Rușcanu Bălăceanu, poetă, doamna a venit din Neamț pentru noi cu frumosul costum popular, doamnele astăzi au vrut să vină cu niște costume autentice, doamne, să simțim că este sărbătoare, că așa venea românul la biserică și la oră și la sărbătoare în ce avea mai frumos. Profesor Alina Casian de la Colegiul Vasile Alexandrii, nu vă emoționați că v-am văzut că sunteți. Domnul Hongu, îmi cer scuze numele Costel Hongu, domnul poet din Bacău, ne-a urat cu prezența și ne-a făcut bucurii, Bacău, n-am greșit. Da, surpriză foarte plăcută. Echipa Expresiei Idei este prezentă la vârful Consiliului Director, dar până una alta mai avem pe doamna Maria Niculescu, care a bătut cale lungă, a venit doamna tocmai de la București, doamna scriitor, nu știu, membru al unui scriitor, nu știu dacă și clubul de la urmă ceva, nu? Așa că mai tras eu cu ochiul. Ne vedem cu foarte multe persoane, ne vedem acum prima oară, e o surpriză fantastică, limba română numește. Doamna? Elena Petruț. Doamna Elena Petruț, așa am ce scuze, n-am reușit încă să cunosc pe toată lumea, timpul este scurt. Poate și după aceea vom mai schimba o impresie, dacă dumneavoastră pe parcurs doriți să aveți o intervenție, ne vom mai cunoaște. De la Onești mai avem pe domnul Vasile Ungurașu, colaborator al Asociației Expresiei Idei, poet și epigramist, domnul Daniel Baciu, care este scriitor, documentarist, istoric, dumnealui este prezent în antologia Călătorii și Călătorii pe care am expus-o în fața dumneavoastră, subsemnata președinte Asociației Expresiei Idei, moderatorul dumneavoastră astăzi aici la activității și doamna vicepreședinte Asociației, doamna Cătălina Gâdioi și domnul Vasile Rușeții, poet și secretar al Asociației Cuvăscuse Idei și administratorul paginii Facebook a revistei Cuvăscuse Idei, cu care ați mai avut ocazia și pe care ne-am întâlnit, iată, foarte frumos. Sunt multe persoane, colegi, domn profesoare de la școlile din județul Bacău, deosebită plăcere, doamna Elena Fogă, da, zâmbiți, vă văd acum, de la Neamț. Foarte, foarte multă lume bună. Îmi cer scuze dacă în momentul ăsta n-am reușit încă să aflu toată lumea care a venit aici. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult și numele meu și numele membrilor Asociației Expresiei Idei, membrilor tuturor organizatorilor și vă dorim să vă simțiți cât mai bine și să ne ajutați să sărbăm limba română așa cum trebuie. Greu de început, deocamdată e frumos, așa e frumos să începem cu un cuvânt de salut. Eu mă voi abține pentru că deja vorbim prea mult. Din domnii invitați, aș fi vrut poate din partea organizatorilor a primăriei un cuvânt. Poftim? Așteptăm să ajungă. Părintele Protopop Ioan Durgăoanu, la fel se scuză, are un eveniment și va ajunge, deci o să ne mai organizăm după cum se poate. Atunci, din partea invitaților noștri speciali, începem cu domnule, încep cu... Încep dintr-o parte cu doamna Maria Pândaro Bârgău. Maria. La început aș vrea să vă spun un bun găsit. Apoi aș vrea să vă mărturisesc că mă aflu aici în momente de mare emoții. Două dintre ele sunt chiar foarte mari emoții. Una pentru că am auzit un cântec minunat despre limba română al soților Teodorovici și nici o inimă de român nu poate să nu lăcrimeze atunci când aude această melodie. Și apoi pentru faptul că mă aflu aici într-un teritoriu unde și soțul meu, scriitorul Valeriu Bârgău, și-a petrecut copilăria și tinerețea. Mulțumesc în primul rând
Faptul prezența mea aici se datorează în primul rând doamnei Mariana Bellou, pentru că domnia sa m-a invitat, a fost o mare surpriză pentru mine, dar am acceptat, pentru că în această zonă n-am fost niciodată, dar sunt în Moldova, sunt pentru prima dată și am descoperit aici oameni minunați, sufletiști, cu suflet cald și mai ales în această după-amiază întâlniți într-o aprecierea graiului care ne unește pe toți, oriunde suntem, în orice capăt de lume, atunci când auzim graiul românesc, simțim că suntem totuși un monolit în afară de orice s-ar petrece în viața și lumea de astăzi. Eu vin de la Deva, împreună cu o colegă de-a mea. Avem la Deva o asociație a scriitorilor din județul Hunedoara. Eu sunt președintă, colega mea Elena Petruț este vicepreședintă. La Deva avem, această asociație funcționează din 2004, dar activitatea noastră literară a început de foarte mult timp și chiar angajați în mișcarea culturală a zonei. Suntem din 1990, atunci când eu, împreună cu Valeriu Bârgău, am pus bazele mai întâi unui ziar, unui săptămânal, care se numea Călăuza Noastră și care a fost primul ziar independent din zona Hunedoarei. Apoi, în 1994, în 1992, am înființat editura Călăuza, editură care funcționează și astăzi, neîntrerupt. În 1996 am înființat și această revistă minunată, care se numește Ardealul Literar, care la fel are o apariție neîntreruptă, astfel că în 2016 am sărbătorit cei 20 de ani de la înființare. Este o revistă nu zonală, ci deschisă tuturor românilor, tuturor scriitorilor români, indiferent atât din diaspora, cât și din țară. Colaborările pe care le avem mărturisesc că este o revistă bună, o revistă serioasă. Numai dacă vă spun două sau trei nume din colaboratorii permanenți ai acestei reviste, este vorba de Liviu Ioan Stoiciu, Gheorghe Grigurcu și Daniel Corbu. Am spus, deci, că această revistă se ia cu totul în serios. De ce am pus numele Ardealul Literar? Pentru că trăim într-o zonă în care și pe plan literar am vrut să dovedim că ne aflăm acolo o mână de scriitori care au ceva de spus și am vrut să avem tribuna noastră de desfășurare. Despre mine ca scriitor, doamna a spus, da, sunt membru a Uniunii Scriitorilor din România, membru a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, am dețin mai multe premii literare, mai multe cărți apărute, scriu cu precădere poezie, dar am și jurnal de călătorie, pentru că am avut șansa să călătoresc în lume și atunci însemnările le-am adunat din când în când în niște cărți. De asemenea, cărți de interviuri, dintre cărțile de interviuri v-aș arăta-o pe aceasta, care se numește Medicina ca misiune. Este o carte de interviuri cu unul dintre cei mai renumiți chirurgi cardiovasculari de la Institutul Inimii din Timișoara, un om care practică și medicina creștină și care este foarte cunoscut în lumea lui și nu numai, este foarte apreciat de pacienții săi. Apoi,
V-aș mai arăta una dintre recentele mele apariții editoriale, Cartea Florilor. De fapt, este un fel de dicționar. Aici sunt cuprinse 33 de poezii despre flori și este tradusă și în engleză și sunt însoțite fiecare dintre aceste flori cu fotografii realizate de un cunoscut artist fotograf. V-aș mai arăta și această carte care se numește Leoaica Albastră, o altă carte apărută sub semnătura mea și încă una aș vrea să vă mai arăt, dar de data asta a lui Valeriu Bârgău. Este o carte pe care am editat-o cu prilejul împlinirii a 10 ani de la trecerea sa în neființă. Am adus-o ca o ofrandă pentru faptul că el a fost foarte legat de această zonă și eu cu același suflet, plin de emoție, am ajuns aici pentru că am știut că este zona care l-a crescut pe el. Dacă considerați că n-am vorbit prea mult sau mai am posibilitatea, doamna Mariana, să citesc o poezie. Ziceți ceva, ce vă place, să limba română nu putem să o folosim altfel, nu? Sigur. Poezia Coroană de spini. Dumnezeu mi-a dat poezia Coroană de spini să pot traversa mai ușor deșertul acesta de viață, trăgând după mine o cruce incandescentă, călcând eu nisip pe nisip. Semne în crucea nopții. Doamne, cel mai adesea mă folosesc de slăvănoage cuvinte să te întâmpin în pragul casei mele de lut. Dar tu, blând și îngăduitor cu neștiutorii, aștepți răbdător, apoi intri și luminezi întunericul cu dragostea ta cea fără de margini. Mulțumesc frumos, mulțumesc încă o dată că am dat totul. Mulțumesc încă o dată organizatorilor care m-au invitat și noi această manifestare vom cuprinde și în numărul viitor al revistei noastre Ardealul Literar, numele 3 și 4 pe 2017. Mulțumesc mult! Mulțumim foarte mult, doamna Mariana Tândaru-Bârgău. Din partea organizatorilor, vă oferim și noi o mapă cu niște amintiri de la eveniment. Vă îmbrățișăm. Mulțumesc, Vă îmbrățișez frățește prin limba română, vă îmbrățișez prietenește ca om de literatură, să zicem și cultură, și vă îmbrățișez pentru această punte culturală pe care o realizați astăzi și nu mi se pare puțin lucru, că ați adus Ardealul în Moldova. Vă mulțumesc foarte mult! Bine să se creeze o punte trainică între gruparea. Ar fi foarte bine să putem crea o punte de comunicare între gruparea scriitoricească din această zonă și gruparea hunedoreană, mai ales că noi în revistă avem pagini din zonele unde mergem cu scriitori, de exemplu, scriitori corjeni, am avut bistrițeni și așa vom avea și de aici niște pagini cu evenimentul și cu câțiva scriitori care consideră că ne pot da materiale sau trimite materiale. Mulțumesc încă o dată! Și noi, iată, cum frații prezenți aici în sală și au luat notițe și au aflat de această invitație minunată.
Și noi, expresia idei, avem legături frumoase cu Hunedoara și prin domnul Constantin Grecu. Dumnealui s-a lansat prin antologiile expresia idei, a fost unul din primii noștri membri și iată, astăzi se ține serios de treabă și ne bucurăm. Mergem mai departe, ne întoarcem în Moldova. Ne întoarcem în Moldova, că doamna e la dreapta mea, doamna Reghinion, dar ne ținem de dumneavoastră, nu vă lăsăm, v-am așezat bine acolo, pentru că am înțeles că aveți un nume deosebit. Doamna Cristina Ștefan, e o bucurie să vă cunosc personal, deși tot am, cumva, indirect, tot ne-am întâlnit. Vă zic bun venit și aștept un cuvânt frumos din partea dumneavoastră. Bine ați venit și mă bucur tare să fiu la acest eveniment care îmi pare mie că are deja o aliură națională, niște cum locală. Expresia idei are deja realizări foarte frumoase și am urmărit aceste realizări. Ce s-a postat pe internet? Eu sunt un scriitor român. Nu o să vă plictisesc cu CV-ul lor. Am realizări frumoase, așa de frumoase că nu-mi vine nici mie să le cred în vor. Mai ales în ce privește promovarea scriitorilor. O să găsiți CV-ul meu și realizările mele pe pagina USR-ului, filiala Bacău, site pe care îl administrez și eu. Da, eu sunt un om online, de 10 ani, facem un cenac online, care se numește Lira 21 și care a avut rezultate excepționale. Oamenii care au început în Lira 21, un cenacul literar care este internațional, pentru că sunt foarte mulți membri scriitori din afara țării și care are până acum 5 antologii în mania asta, a reușit să promoveze scriitori, în special tineri, dar și scriitori de vârstă matură, pe care nu-i vedea nimeni. Am eu așa în minte ideea asta că la ora actuală, cel puțin după Revoluție, se pierd talente, oameni care nu sunt promovați și care sunt foarte buni în ceea ce scriu, oameni care poate nu au posibilități materiale să-și scoată singur o carte, așa cum se întâmplă, și oameni care poate nu au posibilitatea să ajungă la marile edituri pentru a-și publica scrierile. Și atunci am venit cu această idee de a găsi și de a promova talente noi. O fac pe ambele direcții de vârstă. Aceasta este o carte care cuprinde doar copii. Am manageriat, am trecut un concurs și un eveniment care s-a numit Dintre Sădăcatarce și care a cuprins vreo 200 de oameni. De asemenea, colaborez cu mai multe grupări literare din țară. Îmi pare rău că n-am cunoscut-o pe doamna Vârgău. Eu merg an de an la Hunedoara. Acolo avem o grupare de poeți excepțională și nu știu dacă doamna Vârgău îi știe. Inclusiv la Călan. Avem pe Violeta Deminescu, pe Simeon Cosmescu, pe Constantin Grecu, pe Victoria Constantin, Raisa Boiangiu. Da, și suntem prieteni foarte buni. Cu parte dintre ei și în fiecare an, da, mă bucur și în fiecare an venim acolo. Apoi mai este gruparea din Galați, gruparea din Brașov, la București foarte multă lume. Și e bine așa, o face doamna Bendou, să ne cunoaștem în toate colțurile țării și să ne promovăm scriitorii. Nu vreau să vă plictisez, vreau să vă felicit că sunteți aici. Vreau să felicit doamnele atât de frumoase în ei. Și la o sărbătoare așa de frumoasă, și îmbrăcămintea noastră spune lucruri frumoase. Ea mea poate vi se pare folosită, dar este o operă de artă de 100 de ani, este a străbunicii mele, cu model făcut din gura cumorului. E prima dată când o port de când mi-a dăruit-o bunica și mă bucur că pot sărbători astăzi evenimentul în felul acesta. Despre dumneavoastră, scriitorii, profesorii, oamenii de cultură,
artiștii plastici și mă bucur că ei să nu apară scan aici. Am scris foarte mult, în general despre poezie și despre scris, și nu o să vă citesc decât câteva rânduri. Eu consider literatura un caleidoscop și în caleidoscopul ăsta toate formele au dreptul de exprimare. Asta apropo, felicitări de expresia ideii. Călătorie se numește poezia aceasta, este primul meu volum de debut în 2010. În caleidoscop, un ciob oarecare devine oglindit, nestemată. Îl rotești încă o dată și ți apare rococo desenat. Tu, mărinimos caleidoscop, cuvântule, călător pe ciobul de stea. Vă mulțumesc mult! Cristina Ștefan, mi-ați făcut o onoare și o bucurie din toată inima, pentru că nu mă așteptam să ne întâlnim față în față, așa cum v-am zis și mai devreme. Tot timpul mi-era frică de dumneavoastră, erați prea bună pentru mine tratare și am zis că nu o să îndrăznesc niciodată să... Din partea organizatorilor, o amintire de la eveniment cu urările noastre de bine. Să fie spre început unei colaborări frumoase, așa cum am înțeles că agreați. Așa cum spunea și doamna Cristina Ștefan și expresia ideii, își dorește foarte mult să promoveze tinerii, se îndreaptă către tineri și ne bucurăm că astăzi au răspuns invitații noastre câțiva dintre și să zicem poeții tineri reprezentați aici și din tinerii din zonă. Onești, Slănic, și că până la urmă, așa cum ați zis de mai multe ori, pentru cine facem noi lucrurile astea? Le facem pentru noi, le facem pentru cei care nu mai sunt? Sau le facem pentru cei care vin? Și care, așa cum percepii la momentul acesta, vor transmite mai departe măcar ceea ce au înțeles că s-a întâmplat. Și dacă vor face măcar puținul cât reușim să facem noi aici, deja cred că nu e chiar degeaba. Îi salutăm și pe tinerii prezenți în sală, le mulțumesc pentru efortul deosebit de a fi aici, pentru că puteau să fie în cu totul alt loc la ora asta și nu le-a fost ușor. Bravo! Mai avem invitații, mai avem invitații importanți, dar aș vrea să mai facem o mică pauză, să ne mai tragem sufletul. Avem aici niște tineri, fiindcă am vorbit de tineri, mai schimb puțin programul. Și am onoarea să vă prezint aici în mod deosebit trei tineri care formează un grup cu numele Vamatis. Sunt trei tineri talentați pe care eu i-am mai ascultat și mi-am dorit foarte mult să fie prezenți la acest eveniment. Le mulțumesc că au răspuns invitației și îmi pare rău că nu mai pot să-i promovez pentru că deja sunt promovați, deja sunt luați și ne bucurăm și ne mândrim că sunt aici alături de noi. Au pregătit niște melodii frumoase și să sperăm că vor fi la sentimentul dumneavoastră cu ceea ce au venit. Da? Bună ziua! O să prezint în câteva secunde micul repertoriu, așa ca idee. Pe lângă cântecele despre limba noastră, făcând o legătură, avem și câteva cântece despre străpunii care ne-au lăsat moștenire graiul, despre părinții care ne-au învățat limba română și despre munții țării noastre, a căror monumentalitate se regăsește în monumentalitatea graiului nostru. Noi am învățat doina și balada ce ni le-au lăsat. Îmi amintesc de vremea pe când ascultam fascinat un bătrân. Avea mulți moșuri și a trăit un drum prin țara de piatră și miros păgân. Părul său alb murmura prin o doină.
mustața și barba, un cânt haiducesc, iar mâinile lui, mâinile acelea, în zbârciuri arătau cum învinseră durerea de la moșii noștri. Noi am învățat lumina și barada ce ni le-au lăsat de la moșii noștri. Noi am învățat lumina și barada ce ni le-au lăsat. Ne-am povestit tot mâinile sale de vremea Budar și Roman. Ne-au dat Dunărea și Carpații până la care ne-au spus: ai grijă, sunt tardar. Sunt mulți ani de acum și mereu mi-amintesc de bătrâni și de pletele sale. Acum sunt eu moș și la rândul mi-ți spun: ai grijă, sunt ale tale. De la moșii noștri noi am învățat doina și balada ce ni le-au lăsat. De la moșii noștri noi am învățat doina și balada. Sunt numele voastre, am putut prezenta puțin și puteți spune ceva despre voi, de când ați început? Eu mă numesc Vasile, ele sunt surorile mele, Maria și Dimitria. De la numele noastre vine și numele grupului Vamadis, Vasile, Maria și Dimitria. Și noi cântăm cam de când eram mici, fiind în familie, mai mereu am cântat. Mulțumim și vă dorim să vă realizați toate aspirațiile și să încântați mai departe cu vocea voastră cât mai multă lume. Stau la geam,
Și lumina ta.
Această limbă veche de când lumea și înrudită cu tot neamul, așa cum am mai scris într-o poezie pe care s-o mai vedeți pe ceea ce vă las la purtător. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu și dacă n-ar fi fost limba română, mă întreb ce-ar fi fost românul astăzi. Și de aceea poate am îndrăznit să continuăm această zicere cu Sfântul Grai românesc. Continuăm cu o doamnă, spuneam, care a venit de departe, doamna Maria Niculescu. Doamna vrea să ne comunice ceva despre limba română. Nu uităm că vorbim despre limba română, poporul român. Și după ce vom termina cu invitații noștri, vă rog, cine vrea să mai zică cât un cuvințel, așa cât un moment, ar fi foarte bine, pentru că avem multe lucruri de făcut. Până atunci, am adus în fața dumneavoastră o mică expoziție cu câteva dintre
cărțile pe care le-a făcut în puțina sa existență Asociația Clubul Expresia Idei. Noi funcționăm din anul 2013 la Onești. Spunea aici doamna Cristina Ștefan ceva de întâlnirea pe internet și de colaborarea scriitorilor pe internet. Pot să spun că noi am adus literatura pe Facebook și am încercat să facem lucruri frumoase. Prima oară grupul Expresia Idei a fost Clubul Marianei Bendu, așa mai cu mai puțină modestie. Asta s-a întâmplat în anul 2011 și după aceea am reușit ușor-ușor să adunăm români de pretutindeni. Iată, câteodată e bună și tehnica la ceva, e bună și rugăciunea, ne-au arătat cei de față. Și ce lucruri frumoase se întâmplă cu voia lui Dumnezeu, dar și cu binecuvântarea Bisericii, care, iată, a fost lângă noi de la bun început. Doamna Maria Niculescu, vă așteptăm cu mare drag și vă ascultăm. Bună ziua, stimați oaspeți! Mă bucur să vă întâlnesc și aș vrea să vă mulțumesc pentru ceea ce realizați. Vă mulțumesc, prieteni, într-un cuvânt. Vă mulțumesc, stimată doamnă profesor Mariana Bendou, domnul Vasile Rușețu, care înfrumusețați literatura. Mulțumim! Limba română are virtuți complete, adică poate fi vehicul a tot ce se întâmplă spiritual în om. E foarte greu de numit. Prin ea poți deveni vulturi sau cântăreți de strană, spunea Petrețuțea. Limba noastră maternă, oficială, literară, vorbită, scrisă, îmbogățită, cultivată, este celebrată în 31 august în numele celor 28 de milioane de vorbitori de limba română din toată lumea. Este o sărbătoare similară celebrată în Republica Moldova din anul 1990. Ziua limbii române este marcată de autorități și instituțiile publice, de reprezentanțele diplomatice și institute culturale ale României, precum și de instituții românești din străinătate, prin organizarea unor programe și evenimente culturale educative cu caracter evocator sau științific consacrate limbii române. În această zi va fi arborat drapelul României în conformitate cu prevederile legii privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice. Manifestările naționale și cele internaționale își propun să-și unească pe 31 august pe cei care vorbesc și simt românește și dau ocazia de a ne reaminti că limba noastră e comoară și că limba română este patria mea. Iar dacă vreți să marcați acest eveniment, vorbiți corect limba română. Acum aș dori să vă spun un acrostic. Ziua limbii române. Zefir sfios cum fulgul cu alite silfidă, ivește-te nefluvii ce norii vor desfide, urmează blândă cale spre bolțile albastre, așterne flori de suflet și gândurile noastre, lăsând în înduire în patru zări să zboare iubirea învăluită cu aurii din soare. Mirifică, încunună cu ninte curcubeie, drot cu jur împrejur ne-o strânge. Nuntivor flori și vorbe, murivor spin și iască, emuli înălțavor ode în limba românească. Și încă un acrostic, un sonet, cred că este. Nu, este despre țară scumpă mamă. Spune-mi, țară scumpă mamă, ce dureri la juc te hamă. Spune-mi, mama mea frumoasă, ce frământ pe piept ți apasă. Spune-mi, blânda mea mămucă, oful care te usucă. Am să-ți spun de-ai răbdare, oful meu și vechi și mare.
Dorul care mă omoară nu-i de ieri și nici de-aseară. Este încărunțit de vreme și de atâtea doruri geme. Pe răboj am scris cu sânge, inima încet se frânge, fiindcă zmeul fără milă înfurata o copilă. Pentru el în lanț o ține. Doamne, cum nu-i rușine, copilița mea cu minte o subjugă și o minte, copilița mea iubită, înrobită și silită, sânghită umilințe de-a nevolnice ființe, Basarabia, sora noastră, duce viață de țihastră, plânsa mult de-al său durutul, mai să se nece prutul. Cum s-o scap de așa e năpastă, de urmare cea nefastă? Sunt o mamă iubitoare, vă iubesc pe fiecare, nu mi-e în fire, știi prea bine să mă cert cu oriși cine. Sufăr în tăcere, cine ascultă a mea părere? Am speranță, numai Domnul nu-mi va liniștine somnul, de amar va să mă scape, să înfiți cu toate aproape. Mamă dragă, mai e vreme, nu ai grijă, nu te teme. Crezi că nouă nu ne pasă de copila cea frumoasă, surioara noastră, ce are suflet fără de asemănare? Roagă-te din zi în noapte, roagă-te a tare șapte, să ajungă până la stele, să se îngemene cu ele. Roagă-te cu mult ardoare să ajungă până la soare. Roagă-te din tot pământul să ajungă până la Sfântul Dumnezeu. Mamă frumoasă, căci de El ai fost aleasă, ne-am rugat și noi cu tine și hai să vezi, ne va fi bine. Dumnezeu să te audă, să ne schimbe soarta crudă, să nu fie întregită sora voastră prea iubită, fiindcă de așa se cade, mamă, să sfârșească această dramă, să vă strâng la piept pe toate, dragi copii îngemănate, ne uni, sfântă unire ne aduce fericire. Va să fiu, atunci sub soare, mama România Mare. Mulțumesc frumos! Mulțumim foarte mult și noi, doamna Maria Niculescu, cu mică amintire din partea noastră organizatorilor, să vă fie spre apropierea oamenilor și vă mai așteptăm și cu alte cuvinte de suflet. S-a tot spus aici despre limba și românii care au ajuns departe, fie că e Siberia, fie că e cel mai îndepărtat colț al Europei sau al lumii. Ne întristăm cu ei, ne bucurăm cu ei, ne bucurăm că nu ne-au uitat și că limba română încă ne mai leagă, căci de nu va mai fi aceasta, nu știu ce va mai fi. Și le transmitem pe această cale și salutul nostru a celor prezenți aici, tuturor celor care nu sunt în momentul de față în țară, care sunt în călătorii, care sunt în cele mai diverse momente ale existenței lor, nevoiți să plece departe de locurile natale, de România. Și invit în fața dumneavoastră doi copilași drăguți, doi tineri. Este vorba despre Evelin Cosneac și despre Gabriel Boboc, care ne vor recita câteva versuri despre limba română. Căci cum sună mai frumos limba română decât în poezie, nu? Limba românească de Mariana Bendur s-a trupat în veacuri neștiute și-au împodobit-o rând pe rând străbunii, împodobind-o cu virtutea minții, cu harul dragostei și prin trutirea mâinii. Și-au numit-o limba românească, de la românul cel legat cu cerul, urându-i viață lungă să trăiască, fără a-și pierde seva și misterul. Au plâns-o îndoine și-au cântat-o în sărbători, ca pe o mamă, fică, soră, i-au dăruit proverbe zicători și-au strigat-o bucuroși la horă. Cu cine poate fi asemănată o limbă rudă cu tot graiul, dulce la zis și binecuvântată, ce-și duce liniștită dorul, traiul. Cuvântul! Cuvântul de Cătălina Oșischi, admir un curcubeu, un cer senin, ascult o mielă cu alei dulce somn, cu bucurie sufletul meu plin și împărtășesc cu voi dat prin cuvânt. Când negurii se aștern în calea mea,
când sufletul mi-e greu, îndoliat, cuvântul se ivește ca o stea și îmi îndrumă pasul speriat. Fereastră către ce și spre trecut, din moști în moști lăsat pe ăsta pământ, același grai avem și l-am avut și îl păstrăm ca pe un lucru sfânt. Balsam în suflet picură mereu. Mulțumim, Pastor Bun Revenim, mulțumim că venim. Cu amintire din acest eveniment, știu că emoțiile spun cuvântul, nu-i ușor să o faci pe actorul, pe declamatorul. Sunteți astăzi prima oară în această calitate, noi apreciăm ca atare și dorința și reușita. Mulțumim frumos! Domnule Marinescu, nu cer din urmă, e o ordine anume. Ne bucurăm că sunteți alături de noi, așa cum ne-ați obișnuit să fiți în ultima vreme la evenimente. Și vă mai așteptăm și vă dorim tot ce vă doriți noastră mai bun. Sănătate eu, restul. Ce-o mai. Bine v-am găsit, regăsit de fapt. De fiecare dată sunt foarte bucuros când văd această mână puternică de oameni care sunt atinși, bon lav, pot să spun, de limba română, de poezie, de proză și așa mai departe. În ziua de astăzi, lumea întreagă, pământul acesta, pot să spun, după cântecul lui Gheorghe, au nebunit Salcâmii, a nebunit lumea. E un război psihologic între marile puteri. Școala de pace care se face pe teritoriul țării noastre, cu avioane americane, cu armament din Spania, din comunitatea europeană, ne pune față în față pe noi cu marea, cea mare slavă, insula aceasta mică de limbă latină și trebuie să ne păstrăm integral sufletul, ființa, hotarele. Ce este important pentru mine este faptul că în acest buciu al planetei, la Onești, la Slănic Moldova, se găsește o mână de oameni care să organizeze asemenea clipe minunate. După mine, ceea ce faceți dumneavoastră este că pâinea sufletului o ungeți cu mierea limbii române. Picăturile care îi cad pe alături din acel fagure de mere sunt tot picături de mere. Acelea sunt graiurile limbii române. Nu este întregul. Graiurile alea formează întregul de fapt. E dureros pentru mine că am fost profesor de matematică 43 de ani până m-am îmbolnăvit și m-am pensionat cam la forță. Dumnezeu să-i dea sănătate lui Bog, mi-a dat o pensie de 12.320.000. Și atunci știți cum era economiei maximă. Ei sunt bogățași, noi cădeam în pământ. M-a făcut să mă simt dureros în ideea că atunci când m-am dus în Plăscuțeni, aveam 750 de copii la școală. Acum sunt 250 de copii și dispar și aceștia. Tineretul a plecat, chiar glumeam cu preotul, eu sunt ortodox, preotul catolic. Zic, părinte, trage clopotele noaptea. Dar de ce, doamnă director? Să se trezească lumea să fac copii, să avem copii la școală. Păi, babele, ce că nu mai fac copii? Și mă doare cel mai tare, ei că vin foștii mei elevi din străinătate, cu copii de mână, intră în market la Drut, intră în magazin în Plăscuțeni, stau de vorbă cu tine pe stradă, copilul îți vorbește în italiană. Deci limba română,
o treime din populația țării, mai ales populația tânără care a plecat, cam uită limba. Devin cetățeni ai altor popoare. Și noi, dacă nu știm conducerea asta care a dat lovitura de stat, pardon, revoluția care a fost, nu știi să ne aducă tineretul înapoi, suntem în perzanie. O să fie pe parcurs, știți dumneavoastră, din studiile care s-au făcut, o să fie o Românie cu doi R. Atunci să vedem noi ajutoarele sociale care le primim de la ei. Acum, ca să depășesc momentul ăsta de ferii, am să vă citesc doar două poezii scurte dintr-o carte care a apărut mai de mult, în 2015. Eminescu. Mi se pare că am mai citit-o la dumneavoastră. A apărut în revista Apolon din 2014. Sunt genunchii grei în univers. Ochii au podoabe de cristale. Pe pământ însămânțesc cuvinte lipite pe-a statuilor petale. Miroase noaptea țărână crudă. Ziua aburește în Dumnezeu. Simt genunchii grei de nemurire și mă închid profund în crezul meu. Până când voi fi, până când voi răstigni în vene, grele uitați pe flori de sânge, până ce lapte cald în sân va cruce, pe crucea mântuirilor va curge, până atunci voi spruta universul, cu ochii răsăriți din noi izvoare, pe o rază de luceafăr poezia, o voi purta în univers nemuritoare. Și încă una scurtă. Brad împodobit de Crăciun. Asta a fost închipuirea mea. Gramatica lucrurilor împodobește bradul de Crăciun. Oamenii revelează gângania materiei neformate. În polul inimii încing steagul sângelui, limba română. Universul îmbracă gândul copiilor în străile realcătuirii. Prutul este axul bradului împodobit de Crăciun. Mulțumesc! Să știți că am început cu emoții și continuăm cu și mai mari emoții. Deja simt că s-a încins atmosfera. Am spus la început că sunt oameni dragi care au venit cu așa gânduri frumoase, iată, și ne-am încălzit de bucuria de a fi gazdă. Acum ne încălzim și de bucuria aceasta de a împărți momentele astea înălțătoare. Cred că fiecare poartă o lacrimă. Acum îmi spuneați, cum vorbeați domnul Moscu despre și am început să vorbim despre tine de afară. Mă doare sufletul că nici eu nu credeam ca să ajung ziua în care singurul meu copil lucrează în altă țară și e nevoit să muncească în altă parte, deși știm cu toții ca părinți că facem tot ce putem ca să ne ținem copiii acasă. E o mare durere și o lacrimă. Da. Nădejdea și credința sunt ultimele, nu? Și limba română. Vă mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi în ultima vreme, pentru tot ceea ce ați făcut pentru acest eveniment, pentru tot ceea ce ați făcut pentru limba română, pentru literatura română. Și primiți-vă din partea noastră o mică amintire și încă ceva. Am plăcerea în fața dumneavoastră, astăzi 30 august, 2017, din partea Asociației Clubul Expresiei Ideii, să-i oferim domnului Marin Moscu titlul de membru de onoare al Asociației Clubul Expresiei Ideii. Mulțumim frumos pentru comunitate și ceea ce a făcut pentru noi. Vă mulțumim foarte mult și sperăm să mai rămâneți alături de noi și să facem lucruri frumoase. Că ne stimulați! Am descoperit cu bucurie că a venit la noi domnul primar al orașului Sămic, Moldova, care ne onorează cu prezența și mulțumim foarte mult. Domnule primar, avem o amintire pentru dumneavoastră, că ați fost atât de generos și ne-ați făcut așa multe bucurii.
pe care deja l-am văzut, dar pe care le știu că urmează și invit pe toți cei de față să se bucure împreună cu noi. Și dacă vreți să ne spuneți un cuvânt, ne vă spune bun venit la evenimentul Sfântul Crai Românesc. Da, Săruna. Bună ziua dumneavoastră și oaspeților dumneavoastră, invitaților dumneavoastră. Îmi cer scuze că am întârziat, am să vin de la început, dar avem un control de la situație de urgență și știți că primarul este responsabil și în același timp și poartă toată vinovăția pentru ce nu s-a împlinit. Dar trebuie să trec să mă aduc în cadrul ăsta și în această atmosferă plăcută, pentru că și eu sunt fiu al satului și am trăit și am crescut în această zonă în care graiul românesc este respectat și este purtat și noi îl purtăm cu mare bucurie. În primul rând, vă mulțumesc că faceți evenimente și de acest de Gerasa din Moldova. Suntem încântați că avem cât mai multe evenimente și cât mai mulți oameni vin să revadă sau să vadă prima dată localitatea noastră. Am pregătit un discurs, dar nu să apelez la el, pentru că nefiind partea acestei întâlniri până acum, n-aș vrea să nu le încadrez. Dar vreau să vă spun din suflet că îmi doresc să valorăm limba română, îmi doresc să valorăm portul și tradițiile noastre naționale. Îmi doresc să conștientizăm cât mai mult faptul că înaintașii noștri au luptat pentru ca țara noastră să fie măcar așa cum este de mare și limba noastră să rămână limba română. Și au reușit acest lucru, este de datoria noastră, datoria noastră principală să ducem mai departe crezul în care ostașii de acum 100 de ani care au murit pentru reîntregirea neamului și cei din al doilea război mondial și nu numai, și bunicii noștri și părinții noștri care au crezut în această țară și în acest loc să reușim cu toții să le îndeplinim această dorință, chiar dacă unii dintre ei nu mai sunt printre noi. Și așa cum spunea și organizatorul evenimentului, am și eu o fată care este în afara țării, dar atunci când a plecat, am furat o promisiune că oriunde va fi, va lucra pentru România și va ajuta România. Și a reușit până acum să facă acest lucru și m-aș bucura dacă am face o punte de legătură între frații noștri, surorile noastre plecați în afară. Să încercăm să conștientizăm că dacă după 5 ani, după 10 ani încerc să, când se întorc, stârcesc așa limba română, nu este bine pentru conștiința noastră, pentru obligația noastră de a păstra acest grai. Și sper să putem dezvolta această idee și de ce nu, pentru că îl am aici pe Cristian Pape, care este de la noi, de la Casa de Cultură, responsabil de evenimentele pentru anul viitor. I-am propus să prindem în programul nostru de manifestări și un eveniment legat de acest, bine, de 100 de ani de la Marea Unire, dar și legat de idealul pentru care înaintașii noștri au luptat și poate împreună găsim și o formă și un timp în care să facem acest lucru la Sărim Moldova. Și mă bucur că avem în Sărim Moldova de povestit despre creangă care a venit aici și spunea povestea aici, despre Enescu, care la noua ne-a ținut primul concert în aer liber și în foișorul de muzică din parc și avem și noi o istorie a limbii române aici la Sărim Moldova și sper ca să reușim cât mai mult să clădim pe această fundație care ne-au lăsat-o înaintașii noștri și să clădim ceva sănătos și bun. Vă felicit pe toți cei care v-ați rupt din timp să veniți aici, pe toți cei care creați, care ați
contribuit prin munca dumneavoastră, prin priceperea dumneavoastră la dezvoltarea limbii române și sper de fiecare dată când reveniți la Sânii Moldova să găsiți localitatea noastră mai prietenoasă, mai ospitalieră, mai bine organizată și curată. Prin zvoarele pornite, chiar astăzi, chiar acum am dat un interviu de 2 ore la TVR, în care am spus că azi dimineața am vorbit la NRM și ni s-a promis că până la sfârșitul lunii septembrie le vom porni toate. Și este un vis al nostru, sper să devină foarte repede realitate. Nu am venit să vă spun despre izvoare, dar în 20 de secunde, în 2 minute, când 20 de secunde nu pot. Am ajuns în situația în care o parte din terenul de la izvoare să aparțină de proprietari privați, care blochează, practic, curgerea acestor izvoare și până când nu luăm licența, nu avem puterea legală ca să ne îndreptăm, să-i obligăm, practic, să ne lase să pornim aceste izvoare și în această cauză suferim și îmi cer scuze pentru deranjul care vi-l provocăm, pentru că nu mai puteți da apă poate la izvorul la care ați venit acum 30 de ani, dar nu durează mult și după ce obținem licența de explorare, exploatare pentru apele minerale, sigur vom avea și puterea necesară, autoritatea necesară să le punem în funcție și avem proiecte frumoase, sperăm ca foarte repede dintre ele să devină și realitate. Un gând bun la toată lumea și ședere plăcută la Stănic. Și dacă cineva vrea să întrebe ceva aici sau în particular ce stau la Stănic. Sunt zonă public. Nu se poate. Se poate, dar ca să aduci terenurile de la izvoare în domeniul public, trebuie să ai un motiv. Deocamdată noi neavând proprietatea izvoarelor este pe legea minei. Este legea minei care, așa cum e sonda, este și izvorul de apă minerală. Și atunci vorbim de două lucruri separate. De licența pentru izvor care curge și de terenul aferent. Dacă nu avem licența pentru izvor, nu avem autoritatea necesară să expropriem. Și atunci, ordinea cronologică este asta. Noi am respectat-o. Bineînțeles că erau înscriși 5 privați când a venit-o ca să ia această licență. Acest izvoare a fost o vacă de mult, să spun așa. Iar la Moldova se distruge așa. Nu se mai poate. Noi am luat măsuri necesare și vă asigur că nu o să... Am stopat cel puțin această debandată juridică. Pentru că prima dată este... Sunt pe calea de acces către sonda 2. Sunt 4 proprietari, 3 privați și 1 noi. Pe drumul pe care circulați dumneavoastră, da? Ca să vă dați seama în ce situație suntem. Și atunci, până nu ai licența, nu poți să faci dovada către judecător, că el stabilește într-un final exproprierea interes public, este și de la Ministerul Justiției, care va spune da, pentru că ei au licența, trebuie să vină terenul înapoi la autoritatea locală. Mulțumesc și pentru interesul care manifestați pentru izvoare și vă asigur că vom lupta să facem acest lucru. Ia ordine asta, izvoare. Da, sigur. Mulțumesc. Mulțumim întregii conducerea curașului Sării Moldova, care a fost atentă și săritoare de noi, de ne-a putut permite astăzi așa de multe lucruri. Vă invităm să rămâneți în continuare la multe noastre, în măsura în care timpul o permite. Așa cum am îndrăznit adineori, mai îndrăznesc o dată profit și eu de ocazie, poate face un eveniment internațional, ediția 3-a Sfântului Românesc, având în vedere că la Slănic vin români de pretutindeni. Mulțumim încă o dată foarte mult. Ne mai oprim un pic, mai tragem sufletul și ne mai mișcăm așa ca mulți veni și invit în fața dumneavoastră o tânără speranță a muzicii populare românești, o tânără care deja și-a făcut un nume și chiar sunt mândră să o aduc în fața dumneavoastră, să știți că foarte greu am convins-o. Da? Se numește Crina Tudoreanu. De când Crina? Când de 2 ani jumătate. Poți să-mi spui care este cea mai frumoasă realizare a ta de până acum? Cea mai frumoasă a fost când am fost invitată la Poftiți pe la noi și am cântat acolo. Foarte bine, noi astăzi te așteptăm să ne cânti, noi te poftim să cânti pe la noi și să ne cânti cu ce ai pregătit.
Sper că ești în formă și mergem, da? Bună ziua și bine v-am găsit! Hai, hai, te-aștepta la
ardă. Dai, dai, da, dai, 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 eu te aștept și până la iar. Dai, dai, da, dai, 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 da, și de și iar în uitare. Dai, dai, da, dai, 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 da, da, merg ca să e oarinare. Dai, dai, da, dai, 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 da, și bate să faci toamnă. Și eu te aștept și până la iarnă. Și de și iar în uitare. Și o să mă mai și o setă. Hai să faci roată, roată, să jucăm toată dată, să jucăm așa toată dată. E sărbătoare și rasona muzica, cu voie bună la tățată inima. E sărbătoare și rasona muzica, cu voie bună la pe-saltă inima. Hai să faci roată, roată, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. Astăzi se va vidi mult, din copilul mi-a plăcut, din copilul mic mi-a plăcut. Hai să faci roată, roată, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. E sărbătoare și razonă muzica, cu voi bune la tățaltă inima. Dă-i Domnul viață mult noroc. Mami tale sănătate, cât te-a făcut la tăsfatii, cât te-a făcut așa la tăsfatii. Hai Ioane, intri joc, dă-i Domnul mult noroc. Dă-i Domnul viață mult noroc. Mami tale sănătate, cât te-a făcut la tăsfatii, cât te-a făcut așa la tăsfatii. E sărbătoare și razonă muzica, cu voie bună la pe-saltă inima. E sărbătoare și razonă muzica, voi bune la tățaltă inima.
De câte ori, nu? Că suntem în sală, de asta. Și am considerat că merită și mi-am dorit foarte mult să aduc în fața dumneavoastră. Poate și domnii de la Slănic vor dori să o mai invite la vreun festival, la ceva. Eu am încredere în talentul celor pe care îi promovez și se pare că le aduc și noroc. Crina, spune-mi costumul tău popular, ceva cumva din zona ta? Da, da, este din zona mea. Catrița este din zona mea. Am luat-o chiar de la Marian Lungu, din Sandulez. Și mă bucur foarte mult că o port și îmi place foarte mult. Pe mine duce zona Berzunț, sat? Satul Berzunț. Deci, bă, că o încădeam asta, da? Bun, Crina, pe o felicităm, deci Crina Tudoreanu și dorim o carieră frumoasă rămânii. Am și eu să fiți o organizatorilor să-ți aducă tot ce îți dorești. Și eu mulțumesc că ai venit. Satul românesc încă mai dă valori și mai păstrează, iată, lucruri frumoase. Rămânem în zona Bacăului. Prin intermediul unei doamne care este tot dintr-un sat din Bacău, dar care astăzi a depășit limitele satului și limitele țării și limitele așa, și care face altă naivă, am onoarea să aduc în fața dumneavoastră pe o prietenă de suflet. Este vorba despre doamna Maria Margoș, artist plastic deosebit, artist din zona Bacăului, satul Găicean, am înțeles, asta cu Cămna Găiceană, acum este Băcăoancă, Băcăoancă. Doamna are un CV impresionant și o poveste impresionantă și nu știu ce aș putea să vă spun tot ce este aici. Am început viața ca pe un joc de copii. Și doamna se mai joacă încă, pentru că ceea ce vedeți aici sunt niște jocuri atât de frumoase și văzându-le nu ne putem abține să nu ne amintim cum era copilăria la sat, cum era vorbirea noastră în acea perioadă. Rosteam ades poezii de George Coșbuc, ne spune doamna Maria Margoș, în care țăranii trudeau din greu neînțeleși. De unde știu eu, de unde să știu eu că viața avea să-mi aducă în suflet toată copilăria mea, mult mai târziu, când împlineam 43 de ani, în picturile pe care începusem să le realizez cu drag, de viața din Popești, copilăriei mele, da? Până în ziua când cu penelul aveam să zugrăvesc satul natal, aveam să fiu sculptor în el, desenator tehnic, fotograf și coordonator de fotomodele și de manechine, dar și designer de calculator, pentru că astăzi nu putem să rămânem totuși numai la ce era odinioară. Palmaresul, doamne, este impresionant, foarte multe participări la expoziții. Știu că sunteți și membra Asociației Artiștilor Naivi, Dată Naivă, ați expus în străinătate, ați participat la tabere de plasă, nici nu știu cum să încep, și în oraș și în toate țările, zic și eu, Franța, Germania, Italia, Polonia, Statele Unite, Canada, încep așa. Mai multe, știu că recent v-ați întors de la, ați văzut, la Paris, la, da, așa? La Tisors. În Franța, la Tisors, am avut anul acesta expoziție. Am la Botoșani, dar s-a terminat. Vernisajul urmează Oradea, Pitești, anul acesta. Și multe altele. V-ați făcut timp și ne-ați făcut o, ne-ați oferit o șansă deosebită să faceți un drum astăzi până aici. Noi ne cunoaștem tot dintr-un eveniment pe care l-a organizat Expresie Idei în anul 2015 la Constanța și iată că a durat în timp prieteniile între oamenii de cultură și de artă, se pare că sunt foarte durabile și neașteptate frumoase. Doamna Maria Margoș, ce ne-ați adus astăzi aici să vedem și din toate astea, din toate tablourile, lucrările pe care le-ați prezentat, pentru că mi-ați spus că v-a fost foarte greu să aduceți numai lucrări mari, dumneavoastră simțiți nevoia să vă exprimați. Așa e. Dacă ne puteți prezenta ceva, aveți o lucrare anume, toate sunt frumoase și toate bănuiesc în niște momente, anume. Dar ceva, ceva. Toate sunt frumoase, într-adevăr. Toate sunt, practic, inspirate de viața de la țară. Îmi doresc acest lucru, mai ales că participăm la expoziția în străinătate. Și doresc să afle și străinii cum se trăiește la noi, la țară. Încă se mai folosește grebla, după cum vedeți în picturile mele, furca
și agricultura la noi la sat încă nu este mecanizată în totalitate. Pe o parte este bine că noi ne inspirăm din aceste obiceiuri, pe de altă parte nu, dar mergem înainte și toate lucrurile au o poveste. După cum vedeți, fiecare lucrare este lucrată în stil naiv și își pune povestea. Dumneavoastră înțelegeți ce doriți, fiecare cu povestea ei, fiecare lucrare, fiecare pictură. Și doresc să descoperiți fiecare ceea ce doriți dumneavoastră să exprime cu dragă, decât să explic eu. E mai bine. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc și dumneavoastră succes și profesional. Și tot și urmă, las că nu luam film din asta, toate care vă este cea mai dragă. Toate sunt dragi. Ce să vă spun, astea sunt ultimele, aceasta de aici. Toate, cu obiceiul de iarnă, cu strânsul fânului, cu... toate au povestea lor și merg mai departe pe sineze. Mulțumesc foarte mult, dar pentru 5 ani mie mi-a plăcut Cotoiul Roșcovan, o lucrare pe care am remarcat-o și ea se pare că sunt așa înainte văzător la chestia asta, pentru că astăzi lucrarea a plecat de parte, nu sunt Germania. Noi am promovat-o publicând-o într-o primă, nu știu dacă e primul sau al doilea volum al antologiei Expresia Ideii, când iarăși am spart niște tipare și ne-am apucat noi să facem niște cărți pentru care ne-a criticat toată lumea, adică am pus și poezie, am pus și artă. Acum văd că se practică, e normal. Și doamna a avut plăcerea să ne încredințeze fotografia lucrurilor respective și noi am prins-o în carte. Ne bucurăm că au iubit-o și alții și că a ajuns în Germania. Doamna Maria Margoș, vă mulțumim! Vă oferim din partea noastră o mică amintire să vă poarte, să fie de bun augur și să expuneți oriunde vă doriți să vi se deschidă mai departe toate drumurile. La fel și dumneavoastră. La fel și dumneavoastră. Și vă mai așteptăm să mai colaborăm și să facem lucruri frumoase. Cu multă plăcere. Sper să fie de bun augur colaborarea noastră și în continuare. Nu sper, sunt singură de asta. Sănătate să fie, în primul rând. Mult ne ajută și să auzim lucruri frumoase. Mulțumim! Mulțumesc frumos! Cu drag! Am fi vrut să vorbim mult mai mult, deja timpul ne presează și nu vreau până îmi placă televiziunea să mă opresc și să nu vă mai prezint pe cineva care este la fel de aproape și care face niște lucruri minunate. Din nefericire, la fel, la drum lung n-am putut să aducă decât numai un pic din ceea ce face. Practic, nici nu știi ce să prezinți. Este vorba de domnul artist plastic, Gheorghe Parascan, născut la Bacău, deci chiar este băcăuan. Începe studii de știință, construiește lunete, de lentile de ochelare, aparate, antene. E pasionat de știință și de tehnică, astfel că se angajează la un moment dat la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, la Hemeiuș, iată, colaborant. După aceea participă cu invenții foarte multe la saloanele ingeniozității de la București, Brașov, Bacău, văd aici o mulțime de, obține premii foarte multe. Și începe, iată ce mai văd aici, la un simpozion la București, la Academia Română, secretar tehnic al Clubului Bacău, conducător de cenaclu. După aceea, iată, se deschide și poezia. Dumnealui a demonstrat că poezia și literatura dă bine cu orice, deci nu numai cu arta plastică și cu știința și cu toate, pentru că tot ce e de la Dumnezeu e creație și că toate sunt în slujba omului, nimic nu e dăunător dacă e folosit cum trebuie, nu? Văd aici articole în Almanacul Turistic, Almanacul Ateneu, deci iată dumneavoastră nu este numai o prezență, că artist plastic este o personalitate multiplă, de asta vreau să vă spun. Colaborează cu diverse publicații, peste 10 publicații din România, văd aici cotidiane, almanacuri, are diverse materiale publicate, ziarul de parcă, Observatorul, Plumb, unde este și tehnoredactor, caricaturist, iată, avem un domn epigramist aici, pe domnul Vasile Ungurașu, iată, epigrama și cu caricatura, poate, nu știu, să mai întâmplă ceva. Realizează expoziții de grup,
în anualele școlii de artă Bacău, până la vârsta de 20 de ani, participă după aceea la diverse expoziții ocazionale, până prin 1989, face expoziții cu studenții, participă cu lucrări de artă, nici nu știu ce să mai zic, așa de multe, la Facultatea de Artă Plastică Mihai Eminescu, participări, deci la București, Pitești, Iași, orașe mari din România, are lucrări în muzee, Muzeul de Artă, de exemplu, Pitești, 5 lucrări, restaurează biserici și capele, are și expoziții personale, încă de la vârsta de 23 de ani, acum a ajuns să expună peste tot, știu că este o prezență deosebită și la New York, acum s-a întors de la Paris și luna lui, iar ne-a adus aici ceva frumos, mi-a spus-o un secret, are o lucrare deosebită, a pozat-o și o să o punem noi și prin revistuță, cu frunză de la... Deci, în primul rând, vreau să vă anunț că până voi termina eu de vorbit, se va întâmpla o minune. Unul din cei din sală va fi, sper, fericit. Ceva ce nu se gândește încă probabil sau îi s-a șoțit. Deci, una din acele lucrări, la pare de cea mare și cea mare, va fi la cuiva la alegeri. Nu aceea, o altă lucrare, aceea vă spuneam că este lucrarea care conține o frunză, de unde? Frunza aceea este culeasă cu ce cadou în îngerire de la mormântul lui Van Gogh. Deci, frunza de iedere de pe mormântul lui. Am visat de când sunt mic să fiu ca Van Gogh. Să pitez 10 ani în casă de păgață de artist, să mă chinui ca el și să mor fericit. Dumnezeu a făcut în așa fel, încât la vârsta mea să ajung la mormântul lui, să pun mâna pe piatra mormântului lui și să culeg o frunză de ieder. Nu mi-am permis să renunț și să o aduc în România ca să țină de suflet artiștilor noștri. Să spere că și ei, chiar dacă nu sunt incluși absolut niciun sistem artistic, ca și Van Gogh, să reușească să fie un incident. Chiar dacă e după moarte. Ca România este. Este greu să încadrez lucrările domnului Gheorghe Parascan într-un curent anume, pentru că dumnealui abordează cele mai diverse stiluri de lucru, cele mai diverse teme. Aici este și artă religioasă, există și alte tipuri de artă. Dumnealui se consideră a fi exponent al unui curent european, o pictură de orientare europeană, am spus dumneavoastră. Lucrează și în cuțit, și, și cu penița, și cu mâna liberă. Aveți câte un pic din fiecare manieră de lucru. Și pot să vă spun că astăzi numele dumnealui ca artist plastic nu mai cere alte prezentări, este și președintele artiștilor plastici filiala Bacău. Și, de asemenea, domnul Gheorghe Parascan este și un om de literatură, pentru că dumnealui este membru al Cenacului Literar Octavian Voicu din Bacău, Clepsitra, Avangarda 21, este membru al Fundației pentru Strategii... Îmi cer scuze. În Statele Unite, da. Aici este în calitate deci de om de literatură, om al scrisului, este și în calitate de artist plastic. În calitate de artist plastic, dumnealui mi-a pregătit o surpriză asta și îl las să ne povestească. Aș vrea să vă spun cum Dumnezeu mi-a dat o mare lecție. Deci gândiți-vă că sunteți copii. Aveți 14 ani. Sunteți pe vremea lui Ceaușescu sau acum. Și nu știți ce veți face în viață. Nu aveți nicio perspectivă, sigur. Părinții n-au bani, n-au cum să vă trimite la școală. De muncit, abia vă așteaptă să vă exploateze o mie de oameni, ca și pe atunci. Toți eram băgați de avarmă prin școli, de meserii, trimiși la muncă. Și nu mai aveai voie să pleci de acolo, Doamne ferește, de la Săpați Franțuri sau unde te trimiteam. În văzând toate aceste necazuri, crescând în curtea fabricii Letea, știind că acolo
toată familia mea a fost blestemată să-și ducă viața și să ajungă să muncească acolo, m-am speriat. Și am zis, domnule, nu se poate. Și am luat hotărârea că dacă tot trăiesc, să fac cel mai greu lucru posibil din lumea aceasta. Asta era la 14 ani. Îl aveam prieten bun, pe vorbim eu, Mircea Dinuț, cunoscutul critic literar, cu 7 ani mai mare ca mine, a fost unul care m-a dus pentru prima oară la un cenaclu, deci eram încă copil, și de atunci pot să zic că am stat în cenaclu, în școli de artă. Și vă imaginați dumneavoastră, în domeniul creației nu a existat în Bacău ceva la care să nu mă îndui. De la sesiuni științifice, era copil și intram în muzeu când aveau sesiuni științifice, se uitau la ce caută. Dar așa m-am transformat, m-am schimbat. Iar cel mai greu lucru posibil s-a dovedit a fi cunoașterea adevărului despre lume. Acest adevăr implica și pe Dumnezeu și știință. Era marea luptă, era comunism. Și trebuia ce cale trebuia să aleg. Calea lui Dumnezeu, calea științei. M-am hotărât să plec pe toate căile. La un moment dat am pus o foaie albă în față și am zis, asta este calea lui Dumnezeu. Și aici s-a scris toate argumentele care ar fi dus la explicarea lumii. Iar alături, cărțile de știință. Mi-am cumpărat peste 1000 de cărți din orice bani, dar nu mai cumpăram înghețată cu doar cărți de știință, de altă, vreau să intru și ca să aflu adevărul. Pe care a știință începusem să gândesc, să mai scriu, mai scriu în pagini, dar foaia legată de Dumnezeu a rămas albă până de curând. Abia anul ăsta am reușit să scriu, practic, pe foaia albă, tot ce scrisesem la știință a traversat imediat pe foaia aceea albă și nu mi-a venit să cred. Deci a fost lecția pe care Dumnezeu mi-a dat. Era comunismul. N-aveam voie să pictez. La 14 ani am început să pictez la Școala Populară de Artă, am făcut cu Ion Bujură, care a fost ucis de securitate. Și dacă ai un asemenea profesor, și elevii sunt sacrificați din start. Știam prea mult. 4 ani stând un om care a dispărut după o bătaie la securitate, inginer și restul. Așa, el a înființat de fapt UAP-ul în Bacău. Și ca să-i se ia acest post, i s-a înscenat cu niciuna de chestii. După aceea, am vrut să pictez, să mă dezvolt ca pictor. Eram tânăr, copil, până în 20 de ani. Nu era voie, nu erai din sistem, nu puteai să expui absolut nicăieri. Nu eram invitat în nicio tabără, nicio expoziție, absolut nicăieri. Rar de tot când nu mai aveau ei un om în plus, sau aveau nevoie de un tablou în plus, odată la câțiva ani, te invita și pe tine și îți dispăreau tablourile din expoziție. Asta era lucru. Dar calea științifică s-a deschis. Am plecat din orice sistem de muncă. Și m-am dus să sac șanțuri la cercetare științifică la Hemeoș, ca laborant. Am început să pun șanțuri în pădure și am sfârșitul de 2 ani de zile să lucrez cu directorul pe țara Iaculescu, la cel mai mare nivel, luam premiul întâi omul din Măducean, pentru că făcusem descoperiri în domeniul științei numeroase, luasem premii importante la revista științești, la saloane din invenții în București. Știam o mulțime de lucruri. Dacă vă spun câteva, poate nu o să credeți. Am descoperit legile matematice ale procentuale, ale culorii florilor. Vă dați seama câtă matematică este pe câmp? Când mi-aduceți florile de o singură culoare și eu vă calculez câte specii veți avea de restul culorilor. Nimeni nu s-a gândit așa ceva vreodată. 3 ani de zile mi-a luat. Dacă n-aș fi fost pictor, n-aș fi făcut descoperirea asta. Pentru că am vrut să văd ce legătură este între culorile cu care pictez și culorile florilor. Am aflat, de exemplu, că dumneavoastră habar nu aveți și nimeni
Habar nu a avut până de curând că nu există flori de culoare roz în natură. Ceea ce lumea spune că este roz, este de fapt violet deschis, violet roșcat. Este cu totul altceva, în altă zonă spectrală. Toți savanții lumii fac această greșeală. Făcând această greșeală, confundând culorile roz cu violet, nu mai poți face cercetare științifică cu lucrările lor pe specialitate, pentru care au luat premii internaționale, este nebar, toate cărțile sunt pline de erori în domeniul botanice legate cu arafărilor. Primele articole legate de acestea au apărut în Almanacul Păunesc, dar venise Revoluția. Inițial, înainte de asta, am făcut încă o mare descoperire, publicată și în Revista Pădurilor, unică în lume, pentru prima oară se anunța că radiația roșie H-apa a atomului de hidrogen din spectrul solar este cea care specializează clorofila A pe absorbția pe roșu. În plus, granul clorofilial are aceeași dimensiune aproximativ cu radiația pe care o absorbe. 2 ani de zile mi-am luat acest studiu în care am stabilit că toate organitele din celulele dumneavoastră au dimensiunea aproximativă a radiației pe care o absoarbe. Era pentru prima oară în lume când se stabilea o legătură certă între radiațiile solare, lungimile lor și structura materiei vii. Nimeni nu s-a întrebat până acum de ce sunt celule din metru, de exemplu, sau ouă, care mari, organitele celulare sunt universale, indiferent cât de simplă sau complexă este celulă, au anumite dimensiuni standard. Ei, pentru asta, să avem acest rezultat, am cumpărat mii de cărți, am renunțat practic la tinerețea mea, am ales calea libertății gândirii pentru că te duci la școală, la facultate și ajuns să gândești ca ei, a trebuit să mă rup absolut de tot, să mă compar permanent cu rezultatele oficiale și am folosit mai mult ca orice cifre. Orice carte de știință care conține cifre poate să-ți releve niște rezultate certe. Dacă sunt doar cuvinte, îți povești, nu poți să le folosești la mine. Asta a fost povestea mea de descoperiri, care s-a terminat în final, că țineam conferințe, eu omul care să dau șanță 12 ani înainte, țineam conferințe în Academia Română, care vine despre propriile mele descoperiri. Și am ajuns mai mult cum se adimimenti, că la București. Asta a fost, ca să zic, viața științifică. Viața artistică, dacă nu am fost lăsat la Revoluție, s-au întâmplat, s-au întors lucrurile pe dos. Deci știința s-a dărâmat, institutul la care lucram a dispărut, lucrările mele am auzit pe omul că au fost trimise în afară, chiar au fost descoperiri la un moment dat cu cele de la institut, pe la graniță, în fine, oricum, dosarele mele cu studii erau la domnul Iaculescu, care a dispărut și el și a dispărut și el. Da? Eu am rămas, am continuat studiile și așa mai rămas. În context, să zic, de icoane. Da. Să-ți îngrădim, nu? Da. Da. Foarte mult. Foarte mult, așa. Deci, după Revoluție, plămân și gol, și fără de post, ca să zic așa, mergând pe stradă, Dumnezeu mi-a trimis un gând. Du-te la atelier și cu așa și așa și așa amestecă cu tare cu tare. M-am dus la atelier și începând din acea noapte, am creat acest stil, cum este icoana mare, acest stil de lucru, încă nu era în România inventat așa ceva, după mine s-au luat toți. Când vedeți o icoană vete prin magazine, să știți că de la fondul plastic din Bacău veneau și se inspirau și au apărut toate. De atunci, Dumnezeu mi-a oferit șansa să mă dezvolt ca artist. Am vândut peste 3500 de icoane în întreaga lume. Am fost tot pe motiv de religie și de iconografie și de subiecte legate de religie în Statele Unite invitat la Ambasada României și Organizația Mondială
a evreilor, trebuia să mă întâlnesc cu președintele țării noastre atunci acolo, dar am ajuns mai târziu, cu o săptămână. Era momentul când România își cerea iertare de la poporul evreu. Și asta o făcea în Statele Unite. Alt moment important scurt a fost crearea icoanelor de acest tip și participări la expoziții internaționale. Dacă mergeți la Gisors în momentul de față, o să vedeți în biserica, catedrala mare, veche de Gisors, 10 lucrări mari de 2 metri pe metru, întinse cât e aproape biserica, cu lucrări, cu sfinți ortodoxi, într-o biserică catolică. Deci ei ne iubesc sfinții poate mai mult decât ne iubim noi. De aceea respect toate religiile din lume, pentru că Dumnezeu mi-a dat lecția, m-a invitat cu o expoziție cu sinagogii în Statele Unite, m-a invitat la Gisors în biserica lor și la Boncu, în bisericile lor catolice, să expunem sfinții noștri. Mi-a dăruit icoanele astea. Deci, iată cum Dumnezeu dă lecții. Și v-am spus că toate descoperirile mele, ultima, vă spun, ca să încheiem toată asta, deci asta am reușit să fac anul ăsta. Și asta a fost marea lecție lui Dumnezeu, că materia nu este de două feluri. Și am reușit să demonstrez la milimetru, prin cifre, prin tot ce se cunoaște în știința actuală, este, nu este materie moartă și materie vie. Este doar una singură. Și aceea este materia vie. Este fantastic cum se poate explica. Eu sunt de ajuns 5 minute și câteva cunoștințe ca să poți demonstra asta. Și asta a fost momentul în care Dumnezeu, tot ce am realizat în știință, a pus pe pagina. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult pentru această lecție de piață. Mă bucură că ați spus aceste lucruri pe piață, sunt tineri în sală și poate undeva s-a mișcat ceva și se mai schimbă ceva, pentru că e de ajuns un simplu plic. Ne-ați demonstrat că nu numai la început a fost cuvântul care, iată, continuă și înflăcărează și mișcă, ci știința demonstrează că la început a fost cuvântul. Eu iarăși am avut așa un flair și mă bucur că v-am invitat astăzi și pe dumneavoastră și pe doamna Maria, pentru că știu că avem și această apropiere și de biserică și de tot ce este frumos și bun și drept în lumea aceasta. Vă oferim din partea noastră organizatorilor o mică atenție și o amintire. N-am terminat, avem multe treburi de făcut, nu vă las să plecați. Așa, și mai am ceva, profit iarăși de ocazie, pentru că domnul Gheorghe Parascan este un colaborator de-al nostru deosebit și nu numai că ne-a promovat, ne-a ajutat, a participat la concursul nostru de artă, ne-a jurizat, dar ce nu ne-a făcut? Numai nu ne-a regănat. Din partea Asociației Clubul Expresia Idei, am plăcerea să-i oferă titlul de membru de onoare al Asociației Clubul Expresia Idei. O multă recunoaștere a profesorului. Da? Ați că n-am urmărit-o, n-ați plecat, că ați zis că faceți ceva și n-am uitat. Sunt niște bilețele acolo și eu știu că au tras cu ochiul. Spun eu sau spuneți noastră? Stați așa că le alegeți dumneavoastră. Dumnealor, invitații noștri, domnul Gheorghe Parascan și doamna Maria Margoș, artiști plastici deosebiți, au pregătit o surpriză pentru publicul prezent în sală. Punem pe două filmul, să extragă. Bun, da, astăzi. Facem o mică tombulă și să vedem ce mână norocoasă are domnul primar, cui revine una dintre lucrările dumnealor de artă astăzi. Locul numărul 4, cine este pe locul numărul 4? Bobo Gabriel Cătălin. Iată, voluntarul nostru. Cătăline, astăzi ești un om fericit, să nu uiți această zi minunată, să-ți fie dragă limba română, literatura și arta și să iei numai 10 la școală. Știu că sunt și doamne etaj profesorul aici. Domnule primar, ați făcut un tânăr fericit, vă mulțumim. Da,
Da. Să ai grijă de lucrare și iată ce lucrare deosebită. Am înțeles că este o tehnică... Gravură. Este vorba de gravură în sticlă, o tehnică, eu nu am mai întâlnit, știu că dumneavoastră sunteți prin descuzător, pe parte, vă mulțumim. Deci astăzi Gabriel este mare norocos. Va merge lucrarea dumneavoastră la Onești. Asta este, Onești iubește alta, da? Vă mulțumim încă o dată, vă mai așteptăm la activități. Vă mulțumesc tare mult și dacă vreodată veți fi curioși, să vedeți ce mai fac eu cu dumneavoastră, pentru că eu organizez și expoziții cu locuitorii acestei țări, în ideea în care, de exemplu, dacă domnul primar aprobă, întinde niște semalete sau niște sisteme de agățat tablou și orice om care vine în stațiunea asta și vrea să pună tablou pe ele, să poată agăța și să-și organizeze expoziții. Nicăieri în lume nu există lucrul ăsta, adică omul vine cu lucrarea în buzunar sau poate pe loc, o pune pe simeză, își face poză și este lansat în artă. Asta este o chestie care va atrage foarte mulți oameni. Eu mă duc pentru asta, am încercat anul trecut să o fac în Bacău, veneau copii, veneau părinți, veneau pictori, își puneau lucrările pe ziduri, și să știți că au avut un succes fantastic. Datorită acestui nou mod de a gândi, multe au început să se schimbe. La Gisos, pe cine credeți că am întâlnit? Pe primarul din Gisos, care a venit frumos oamenii, eu un necunoscut, a adus oameni pe toate continentele lumii pentru un proiect european frumos, ne-a cazat, ne-a dat o sală la dispoziție, ne-a plătit și avionul frumos cazat. Și ne-am manifestat. Datorită lor, Maria Marcușă a participat la două expoziții și eu la trei expoziții. Foarte simplu. Deci, totul depinde de primar. Să nu uităm. Mulțumesc tare mult. Și noi vă mulțumim și vă rugăm să faceți o fotografie cu tânărul ca să rămână și cu tablou, dar și cu autorul și să se bucure, să-i fie de via amintire pentru tot ce va face în viață. Doi, numai cu un mare bastu. Mulțumim încă o dată pentru acest moment. Da, nu știam unde ajunge. Iată, se întâmplă lucruri foarte frumoase astăzi aici. Sunteți niște oameni deosebiți și de asta l-ați vis acest lucru. Mai avem momente, ne străduim să ajungem și la biserică, la ora 17. Trecem rapid, dublă lansare de carte, două cărți, rapid. Mulțumim, domnule primar. Gând bun la plecare așa, vă mulțumesc că apreciez foarte mult ce faceți. Noi avem ședință de Consiliul Local la 17 și nu o să fiu astăzi la biserică, dar mâine la slujbă voi fi și poate ne vedem acolo. Sănătate și tot ce vă doriți. Mai respirăm. Sunt încă două momente, mai avem încă de treabă. Mulțumim. Dublă lansare de carte. O să o lasă mai repede, că de acum a fi cu scurt. Dar deja ați văzut aici pe masă. Două cărți. Care am văzut pe Lumina Tiparului recent. Este vorba de o antologie a grupului Expresia Ideii Călători și Călătorii. Vă rugăm să vorbiți mai puțin. Așa, mai încet. Știu că bucuria este mare, emoția întâlnirii este fantastică, dar vă rugăm mai încet. Da, două cărți. Călători și Călătorii, o altă antologie a grupului Expresia Ideii, într-o nouă manieră, într-o nouă variantă. Noi am avut, așa cum am expus aici, deja 9 sau 10 antologii pe care le-am realizat sub genericul Expresia Ideii până acum, ale autorilor români contemporani. Ieșim cu o nouă serie, ieșim cu Biblioteca Expresia Ideii, pentru că de data aceasta o dorim o carte mult mai elevată, mult mai rafinată,
și mai aproape de cititor. Călători și călătorii include un număr de 13 parcă autori, români de pretutindeni, oameni de bine, care și-au povestit în versuri sau în proză lucrările. Vă rugăm frumos să faceți ședința foto mai încolo. Sau mai încet. Mai încolo sau mai încet. Da. Foarte multe, unele nume sunt cunoscute, unii oameni sunt debutanți. Ronald Arnakis debutează ca autor, debutează publicat în această carte. Nu a putut veni astăzi la noi, pentru că este foarte departe. Este un român, dar de o altă naționalitate. Este venit în România și ne-a uimit să descoperim că scrie extrem de frumos și de corect în limba română și nu numai că scrie frumos și corect, dar scrie extraordinar de bine. Bine ați venit, Părinte Procopov Ioan Burgăoanu, mă întrerup puțin. Să vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați oferit și că ne-ați sprijinit în acest demers. Fără dumneavoastră n-ar fi fost, dacă nu era să nu se povestea. Bine ați venit. Facem o pauză în cazul ăsta și discut. Nu stați. Părinte Procopov, s-au întâmplat lucruri foarte frumoase, sunt oameni veniți din multe locuri, sunt scriitori de marcă, sunt debutați, sunt premiați, sunt oameni de bine. Noi vă mulțumim pentru sprijin, vom participa și la celelalte activități, promitem că ne vom mobiliza și vom participa. Din partea Asociației Expresie Idei, o mică atenție și așa cum am mai pus aici, n-am cum să mai scot acum, vă oferim titlul de membru de onoare al Asociației Expresie Idei pentru că ați participat la activitățile noastre, ne-ați încurajat, ne-ați promovat, ne-ați sprijinit și sperăm că ne mai. Și eu mulțumim foarte mult. Vă mulțumim foarte mult. Vă rog să primiți din partea noastră distinși oaspeți, distinse doamne și domni. Se mai și moare. Adică vin de la o slujbă tristă a unei mame care a născut o preoteasă și cât am căutat eu să ajung la acest eveniment, a trebuit ca să dau glas celeia care nu mai are graină, mamei, și vă dați seama ce eveniment trist. Dar Sfântul Gai Românesc merge înainte prin dumneavoastră, pentru că a iubi cuvântul este de fapt a iubi întreaga lume, pentru că Dumnezeu a spus că la început a fost cuvântul. Și cuvântul se manifestă și în culoare, și în nuanță, și în bucurie, și în iubire, și în toate lucrările acestea binecuvântate de Dumnezeu. Și în telefoane se manifestă și încerc scuze. Și peste tot, cuvântul nu este decât o înviere a neamului nostru românesc. Am ales Slănic Moldova anul trecut, pentru prima dată, pentru acest, să spunem, eu nu i-aș spune eveniment, nici manifestare, ci o întâlnire și o întâmplare. Întâmplarea de a ne afla oriunde este, de fapt, întâlnirea cu templul, cu biserica și apoi întâlnirea dintre noi este, de fapt, întâlnirea dintre cuvinte. Când spunem bună dimineața, o spunem pentru că noi credem în cuvânt. Când nu spunem, înseamnă că acest cuvânt a intrat într-un adânc pe care noi îl numim tăcere, care poate să fie zgomot interior, sau poate să fie o liniște, sau o isihie, Dumnezeu știe. Cu siguranță, cuvintele ascund iubiri, ascund dureri, ascund începuturi și mai mult decât atât, ascund inimi care nasc oameni, care nasc bucurii și până la urmă
nu fac altceva decât a ne regăsi într-o stare de a fi și de a pune început într-o a fi. Vă mulțumim foarte mult pentru acest lucru, pentru că am ales, după cum v-am spus, Slănic, ca fiind perla Moldovei, o perlă care, după cum vedeți dumneavoastră, este într-o metaforă, Slănic, Moldova, orașul acesta. Este o metaforă pentru că a rămas doar potirul normelor și frumuseții pe care îl are locul, dar totodată am zis să fie slăvită limba noastră în acest loc, într-un mod metaforic, pentru că și limba noastră a început să capete accent de tranziție, cum și această localitate o are. Este a doua ediție, am colaborat cu doamna, scriitoare, foarte frumos. Mă bucur de prezența dumneavoastră și încă o dată vă mulțumesc pentru înțelegere și din suflet nu vă pot decât îmbrățișa. V-am adus și eu ceva, v-am adus o îmbrățișare, o să mă vă mai ofer și niște alte lucruri care, de fapt, sunt tot cuvinte așezate pe hârtie și tot respectul și recunoștința noastră. Vă mulțumim! Și vă mulțumim, domnule. Ne vom strădui și face tot posibilul să ajungem pe la toate celelalte manifestări. Încercăm să împărcăm pe toată lumea. A fost momente de mare emoție și nu puteai să tai din toate. Eram la... Am prezentat două cărți ale Asociației Expresiei Idei, Călători și Călătorii și Povești din Țara Ei, primul volum dintr-o serie de volume, măcar două sperăm să mai iasă. E un exercițiu literar deosebit. Marina Bendu și Vasile Roșeți, cel care este în fața aici, invit lângă mine. Nu e la debut literar, Vasile, el a scos deja un volum de autor, a mai apărut în antologii și acum, iată, încercăm un duo cu aceste povești din Țara Ei. Se pare că place cartea, dar așteptăm să vedem ce ne spune și dumneavoastră, repede, repede, noi zicem că e din inimă, către inimă, sunt povești din zona satului lui, el reprezintă Otenia, Vasile Roșeți, da? Sunt povești din Moldova, satul în care l-am petrecut copilăria, și am încercat să creăm în aceste povești din Țara Ei un prototip, o esență a țăranului român și a satului românesc. De aceea, cei care au căutat, poate, în carte anumite detalii, că la noi în regiune se numea așa, că regiunea altă se numea așa, că nu știu ce așa, nu ne-am propus lucrul ăsta. Noi ne-am propus să vedem ce avea în comun, ce avea frumos satul românesc, săratul român, limba română din zona respectivă. Vă recomandăm această carte pe care am scris-o cu inima și vă dorim lectură plăcută. Bună ziua tuturor participanților acestei evenimente deosebite. Am bucuria să fiu și eu participat la această manifestare. În primul rând, aș vrea să mulțumesc mentorului meu, doamnei profesoară Mariana Bendu, scriitoare adică scriitoare din România, pentru șansa și privilegiul de a scrie împreună această carte. Te cunosc, doamna Bendu are cea mai mare contribuție la carte. Eu am încercat să aduc și eu ce pot aduce în carte. Are și cu pirat. Da. Vă mulțumim. Vă mulțumesc. Nu știu ce să vorbesc și emoționat. Mai am lucru încă două surprize deosebite pentru dumneavoastră. Să sperăm că le vom afla de Sfântul Nicolae. Se pare că orientarea este către oamenii pe cât cine tânăra generație și îl încurajez să meargă, să-și câștige, să-și continue această linie. Dar iată că și încercări de genul acesta sunt, zic eu, benefice. Ce să spunem repede, că noi am zis foarte multe, dar de-am încurcat. Deci Călători și Călătorii, autori din toate părțile României, români de pretutindeni,
carte frumoasă, și în proză, și în versuri, texte diferite, maniere de a scrie diferite. Iată-o și pe doamna Raluca Cătălina Gâdioi, este prezentă în cartea noastră. Domnul Daniel Taciu debutează într-o antologie. Nu știu dacă ați mai fost în antologii. Pentru că dumnealui a ieșit cu niște cărți foarte, foarte tari, așa, se ocupă de istorie, are și niște titluri incitante, trei cărți deosebite, vom face recenziile, vom face cunoscute dumneavoastră, scrie despre o perioadă, o epocă istorică... Mai multe epoche. Așa, despre mai multe epoche, da? Bun, înseamnă că mai aveți surprize, așteptăm. Și ne-am bucurat să vedem că a participat la exercițiul nostru aici cu călători și călătorii, pentru că personajele dumnealui sunt în călătorie, da. Călătoresc și în timp, dar... Exact, exact. Da, așa. Mai avem în carte aici pe doamna Diana Olteanu, Diana pseudonimul literar, doamna a venit de departe, doamna a venit din Oltenia, de la Craiova, pentru noi, dar a venit de mai demult deja prin carte. Ne-am bucurat că a participat în această antologie și ne-a făcut o mare bucurie să fie prezentă. Mai avem pe cineva care stă acolo modest în spate și e prima oară într-o carte, doamna profesoară Alina Casian, să vă vedem și noi. Da? A călătorit în carte, a călătorit cu Micu Prinț și a călătorit foarte frumos, că... Are curaj Micu Prinț și iată-o prima oară într-o antologie literară, calitate de scriitor. Da? Până ei vine de la un liceu de artă, dar iată că acum colaborăm și pe tărâm literar. Surpriză deosebită și mulțumim. Nu cred că mai este în sală cineva din ce prezenți în carte. Dacă vreți să ne spuneți un cuvânt despre ea. Bună ziua, bine v-am găsit, oameni frumoși și pitori al limbii române. Veni eu din Oltenia, cam greu, vă găsi cam greu, sincer, cu tren, cu mașină, cu microbuz, dar am ajuns. Îi mulțumesc foarte mult doamnei profesor Mariana Bendou, pe care o apreciez și o respect foarte mult, pentru invitația pe care mi-a făcut-o. Câteva zile am renunțat să-l salut pe Mihai Viteazu de la Craiova și am venit să-l salut pe Ștefan cel Mare. Tot oltenește îl salut pe Ștefan cel Mare. Ce să vă spun? M-a simțit bine călătorind alături de scriitorii care au participat la această antologie în cadrul proiectului intercultural transfrontalier, expresia ideii, scriitori români și din diaspora, creând un lanț al prieteniei, au adunat creațiile într-o antologie care se dorește a fi citită și vă asigur că merită citită. Consider că este o idee care subliniază dragostea pentru om, pentru locuri, pentru cultură. De la primul la ultimul scriitor, parcurgem itinerarii deosebite, simțindu-ne noi înșine prezenți în fiecare istorioară. Fie că sunt reale sau fictive, în aceste creații se oglindește sufletul fiecăruia. Am scris așa scurt ceva, de obicei nu citesc, dar am emoții. Antologia Călători și Călătorii este realizată de profesioniști. Place atât conținutul cât și design-ul. Mulțumim cu respect doamnei profesor coordonator, Mariana Ventor. Mulțumim domnului editor, George Stroia. Întregului colectiv de redacție al Armonii Culturale. Mulțumim tuturor autorilor care, prin participarea individuală, au dat naștere unei opere colective care merită a fi citită. Urăm mult succes Clubului Expresia Ideii, felicităm conducerea pentru toate inițiativele frumoase pe planul, pe tărâmul culturii. Vă mulțumim! Ne apropiem și mai mult. De data aceasta e
iată față în față, deși sunt câțiva anișori de când tot colaborăm pe domeniul literar virtual. Am uitat. Am și o amintire pentru dumneavoastră să mai fie și ceva palpabil pe lângă toate lucrurile acestea. Mulțumim foarte mult!